Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos, una din cele mai mari sărbători religioase. În această zi se duc la biserică struguri din recolta nouă pentru a fi sfințiți. Tot astăzi este dezlegare la pește pentru creștinii care postesc. Dis de dimineață, Biserica Sfântul Dumitru din raionul Soroc a fost neîncăpătoare. Zeci de enoriași au venit să sfințească strugurii, dar și să se roage de sănătate. Ce sfințești în teazul roa, de ce scoate cu așa cu Sfântul Dumitru, și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Astăzi e sărbătoarea schimbarea la fața lui Iisus Hristos și să sfințești poama, mierele și ne împărtășim. A venit astăzi să ne rugăm pentru schimbarea la în țară, pentru lume, ca să ne rugăm, ca să fie mai bine în țară. Lumea asta să mai fie mai oleacă, mai milostivă, să putem face fapte bune. Am adus astăzi poamă ca să sfințăm și mier să sfințesc azi. A venit astăzi la biserică să ne rugăm Domnul Dumnezeul nostru pentru copii, pentru care nu sunt cu noi, care sunt departare, pentru părinți, să finească cu coșul cu poamă, cu miere, cu arbuz. Potrivit credinței populare, schimbarea la fața Domnului înseamnă începutul toamnei. Păsările migratoare se pregătesc să plece, iar insectele și târâitoarele își caută adăpost în pământ pentru perioada rece. Tradiția este că astăzi creștinii vin la biserică cu roadele viței de vie, care se sfințesc, se binecuvântează ca să fie mai departe spre consum și spre lauda lui Dumnezeu pentru roadele care le-am căpătat astăzi prin dragostea lui față de noi creștinii și oamenii. Dacă de schimbarea la față vremea este însorită, toamna va fi una roditoare și îmbelșugată. Dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă.